În caz că vă întrebați de ce s-a închis seria de The Brothers, pentru că am primit extrem de multe întrebări de ce nu mai postez din The Brothers sau ce naiba s-a întâmplat, ei bine, întâmplarea a fost următoarea. Cineva, un tip random, a intrat pe server pur și simplu și l-a spart. Practic, nu știu cine dracu i-a dat IP-ul ăla, o intrat pe server, i-o dat flood, o dat flood pe server, i-o dat raid-ul ăsta lui Mega, care este și fondatorul, care a fost fondatorul serverului. Practic, i-o băgat nu știu ce în router și o stat extrem de mult să vadă conexiunea la internet și automat ne-a distrus și serverul, deci asta este. Deci, practic, nu o să mai vină episoade din The Brothers din cauza asta. La venirea verii o să încep eu un alt CMP în care o să invit cât mai multe persoane, dar o să pun logic și mai multe reguli, gen fără prank-uri, 100 de abonați minim, ceva de genul. O să verific eu. Cam asta am avut de spus. Asta este finalul seriei The Brothers. Nici n-am intrat bine că și așa s-a terminat. E, nu contează. Nu a fost din cauza că și-a propus Mega cam duminica respectivă, cum am zis în al treilea episod, se termine seria. Chiar n-a fost din cauza asta. Am mai stat o săptămână, am mai filmat The Brothers și no, cam asta a fost. Deci, până data viitoare, noi ne revedem probabil mâine, de fapt nu, cred că o să mai postez astăzi un episod de Laser Survival dacă îi, pentru că nu vreau să vă las fără Minecraft sau nu, o să postez din Skyblock, din Skyblock sezonul 2 și mâine o să postez din seria nouă de jocul acela horror, deci o să fie un joc horror și da, ne vedem mai târziu. Salut!